Bună ziua și Hristos a înviat! Sunt Mirela Pascal și l-am alături de mine pe domnul George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Bună ziua și Hristos a înviat! Adevărat a înviat, română! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Domnul Niculescu, s-a împlinit un an, nu, de când ați preluat conducerea ANRE. Haideți să facem un scurt bilanț. Știu că ați avut multe realizări, în special un proiect de suflet la care ați lucrat din 2021, încă de când erați secretarul de stat la Ministerul Energiei. Vorbim puțin mai încolo despre acest subiect. Haideți să facem un scurt bilanț al activității. Așa este. Pe 24 aprilie s-a împlinit un an de mandat în fruntea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Ce să-ți mulți înainte! Mulțumesc frumos, mai sunt 4 din acest mandat de 5 ani. O activitate foarte complexă. Vreau să vă spun că partea aceasta de reglementare este foarte, foarte importantă pentru buna funcționare a pieței de energie, pentru buna funcționare a sistemului energetic în principal. Lucrez în cadrul autorității cu aproximativ 340 de colegi, deci o instituție mare. Cu titlul, de exemplu, Ministerul Energiei avea 197 de posturi, Autoritatea de Reglementare are 350, deci este o instituție mai mare decât Ministerul Energiei. Spunându-vă că problemele pe care le gestionăm sunt foarte complexe, de la buna funcționare a pieței de energie până la monitorizarea investițiilor operatorilor de distribuție pe tot ce înseamnă rețele de distribuție de energie electrică și gaze naturale din țara asta. Pe lângă activitățile acestea sunt activitățile de control pe care le desfășurăm, activitățile de soluționare a petițiilor care ne vin de la consumatorii de energie și de la și gaze nu naturale. Sunt puține, bănuiesc. Și nu sunt puține, sunt mii de petiții care vin pe lună la Autoritatea de Reglementare. Un număr care tinde să scadă pentru că problemele în piața de energie s-au calmat, s-au liniștit, nu mai avem problemele pe care le-am avut în anul 2022, începutul anului 2023, dar totuși petițiile sunt într-un volum foarte mare și le lucrăm cu colegii de acolo. În urma petițiilor, dacă sunt lucruri care nu se corectează, declanșăm controle, mergem, sancționăm operatorii economici. Dar care ar fi principalele probleme semnalate? Hai să vă zic câteva. Pe parte de energie electrică, la operatorii furnizorii sunt reclamați cu privire la faptul că nu emit factură la timp, că emit facturile cu greșeli, spre exemplu cantități de energie sau de gaze naturale facturate mai mari decât indexul pe care îl trimite consumatorul sau indexul citit. Erori care pot fi din sistem, nu vreau să cred că sunt erori intenționate. Mai sunt probleme pe parte de prosumatori, facturarea energiei care este produsă și livrată în rețea de către prosumatori, iarăși sunt întârzieri la capitolul acesta și vreau să vă spun că sunt sancțiuni pe care le dăm deja recurent, adică îi sancționăm pe aceiași operatori economici la 2 săptămâni, la o lună, în funcție de cum ne vin petiții și de cum constatăm că ei își îndeplinesc obligațiile din contract sau nu. Pe parte de distribuții, amendăm cel mai mult operatorii de distribuție pentru întârzierea emiterii avizului tehnic de racordare. Să spunem că dumneavoastră vreți să vă montați, v-ați mutat, da, și vreți să vă montați un contor și nu vă iese avizul de racordare în termen. Ne faceți nouă o petiție, noi mergem, verificăm dacă s-au depășit termenele, nu avem nicio problemă să îl amendăm și să-i lăsăm măsură, pentru că este normal dumneavoastră să aveți un serviciu de calitate când îl solicitați. Emiterea de ATR-uri, vă spunem, instalarea aparatelor de măsură, contoarele pe care le avem acasă, iarăși în sarcina operatorului de distribuție, bine că pot să motiveze că nu au destule contoare pe stoc. Până la urmă este treaba lor să-și asigure lanțul de aprovizionare în așa fel încât dumneavoastră, dacă v-ați mutat în casă, să puteți să aprindeți lumina sau să dați drumul la gaze și lucrul acesta se contorizeze, așa cum este normal și firesc în secolul în care trăim. Nu vreau să vă spun că nu închidem ochii la niciun fel de problemă.
nivelul de sancționare este pe măsura activității sau lipsei de activități pe care o fac agenții economici și de fiecare dată când sesizăm problemele acestea, nu avem nicio problemă colegii de la control să aplice amenzi usturătoare către aceștia. Care e cea mai mare amendă aplicată? Vreau să vă spun că pe 19 ianuarie anul acesta, pe o investigație de manipulare a pieței, cea mai mare amendă aplicată a fost de 373 de milioane de lei. Vorbim de aproximativ 75 de milioane de euro. Către cine? Către un operator economic român. Și a plătit-o? A contestat în instanță, urmează un proces care nu știm cât va dura. Obligația de plată a fost suspendată pentru perioada procesului. Da, cât timp este? Așteptăm să vedem instanța ce va decide. Acțiunile de manipulare a pieței sunt niște acțiuni care sunt prevăzute în directivele europene, deci practic ele nu sunt doar, sunt preluate în legislația națională din directive europene. Măsurile acestea se aplică peste tot în statele membre, iar autoritatea de reglementare are această sarcină prin legea energiei, prin legea 123, sarcină de a, în cazul în care constată acțiuni de manipularea pieței de energie sau de gaze naturale, este obligată autoritatea să aplice amenzi între 5 și 10% din cifra de afaceri a operatorului economic investigat. O astfel de investigație este o procedură diferită față de acțiunile de control. O investigație poate să dureze și 2 ani de zile și la capătul acestei investigații, investigatorii din cadrul Direcției de Reglementare vin cu o propunere de sancționare către comitet. Vreau să vă spun că acea amendă pe care, sancțiune pe care autoritatea a aplicat-o a fost votată în unanimitate de toți membrii Comitetului de Reglementare. Dar în ce sens au încercat să manipuleze piața? Tranzacții succesive, vă dau câteva exemple, nu pot să dau foarte multe cazuri din, pentru că suntem în instanță cu operatorul economic, de asta nici nu-i dau numele. Sunt tot felul de mecanisme prin care unii agenți economici, unii trader, unii furnizori, trader în special, încearcă să manipuleze piața în dorința de a-și, evident, crește veniturile. Și atunci fac tranzacții, stabilesc metode prin care cu alți participanți la piață se întâlnesc și își tranzacționează aceeași cantitate de energie, mutându-și poziția din cumpărător în vânzător, iar după o zi revinde aceeași cantitate de energie la un preț mult mai mare celui de la care a cumpărat-o. Adică, practic, energia nu este o energie pe care o cumpără pentru a o livra consumatorului, mie, dumneavoastră sau unei fabrici, unui mare consumator de energie electrică, ci folosesc acea cantitate de energie tocmai pentru a-i crește artificial prețul pentru a obține un profit. Și atunci sunt pe piețele acestea de energie, ca și pe bursa de valori, și este competența ASF-ului să supravegheze lucrurile acestea, sunt diferite filtre și apar în sistem automat niște steaguri roșii când se întâmplă lucrurile acestea în mod repetativ. Și avem instrumente prin care verificăm lucrurile acestea, de aceea și sancțiunile acestea foarte mari. Apropo de ASF, cât se implică, cât la sută se implică sau cât au tot fost voci că activitatea celor de la ASF lasă de dorit, că nu se implică atât cât ar trebui, mai ales și pe piața, ați văzut, piața asigurărilor, tot erau discuții. Autoritatea de supraveghere a conducerea nouă, cred că undeva în luna ianuarie, domnul Alexandru Petrescu a preluat președinția Autorității de Supraveghere Financiară împreună cu un prim vicepreședinte și un nou vicepreședinte. Cred eu că așteptările sunt mari și de la ASF. Sunt convins că noua echipă de conducere de acolo va face față tuturor provocărilor din sistemul financiar, care nu sunt deloc puține nici acolo. Tocmai. Revenim la bilanț? Asta vă spuneam. Deci, pe lângă activitățile de monitorizare a pieței de energie, foarte, foarte important, vedem
tot mai multe capacități de producere de energie regenerabilă care trebuie să fie puse în funcțiune, pentru că e o țintă pe care ne-am asumat-o și un deziderat de a consuma mai multă energie care să aibă un impact mic asupra mediului și să fie și o energie convenabilă la preț. Și cea care nu are materie primă, de obicei, este mult mai ieftină decât cea pe care, nu știu, am folosit eu dacă am arde gaz natural sau cărbune. Și atunci toate aceste capacități de energie trebuie prelate în rețea. Ce înseamnă lucrul acesta? Că rețelele trebuie să fie pregătite să putem să injectăm toată rețeaua asta în liniile de distribuție și în liniile de înaltă tensiune de transport. Rolul autorității este să recunoaștem tarifele pe care le practică aceste companii, pentru că ei fac o activitate de monopol. Operatorii de distribuție și operatorul de transport fac o activitate de monopol. Ei nu pot să vină și să ceară un tarif pentru care prestează activitatea asta după cum doresc ei. Și autoritatea de reglementare, adică noi, venim și le verificăm toate costurile în așa fel încât să le ținem cu o rată de rentabilitate la un nivel, spun operatorii de distribuție, mică, noi spunem suficient, pentru că tot timpul există, ei vor să câștige mai mult, noi încercăm să ținem cheltuielile sub control. Trebuie să menținem acest echilibru între nivelul de suportabilitate al consumatorului, al meu, al dumneavoastră, de plata tarifului de distribuție versus nevoia de investiții. Pentru că dacă în momentul de față am recunoaște toate investițiile în tarif, tariful ar crește, noi doi am plătit mai mult. De aceea trebuie făcute toate gradual, prioritizat, nu acceptăm cheltuieli în tarife care n-au nicio legătură cu obiectul de activitate reglementat. Spre exemplu, vreau să vă spun că îmi spun colegii că printre cheltuiele am găsit, nu știu, leasing-uri cu mașini care nu sunt destinate activității reglementate, ci destinate activității, nu știu, de operare a managementului, spre exemplu, mașinile directorilor. Ori pentru lucrurile astea, consumatorul român nu trebuie să plătească în tarif, pentru că nu au legătură cu activitatea reglementată. Deci ținem lupa la propriu pe cheltuielile operatorilor de distribuție, în așa fel încât să le facem loc în tarif pentru noi investiții, pentru că este firesc să investească în rețelele de distribuție, dar în același timp tariful de distribuție să fie unul suportabil pentru consumator, noi să nu vedem fluctuații. Oricum, impactul tarifului de distribuție în factura noastră de energie electrică sau de gaze naturale nu este unul mare, dar trebuie să fim atenți și cu aceste costuri. De asta vă spun că o activitate complexă pe care se desfășoară pe mai multe paliere. Pe de o parte, investigațiile, activitățile de control, petițiile, piața de energie electrică, piața de gaze naturale, distribuțiile de energie electrică, distribuțiile de gaze naturale și, foarte important pentru mine, și de la începutul mandatului am spus lucrul acesta, un accent deosebit am pus în acest an pe partea de cooperare bilaterală, pentru că partea asta de relații internaționale pur și simplu fusese o filă închisă pentru ANR. Am văzut că sunteți destul de activă pe partea aceasta, mergeți foarte mult în străinătate. Așa este, pentru că consider că avem ce să învățăm, consider că putem să transmitem mai departe și noi din învățămintele noastre și de aceea de fiecare dată când am ocazia să am întâlniri bilaterale cu omologi de-ai mei din Europa sau nu neapărat din Europa, am fost în Azerbaidjan, m-am întâlnit la Baku cu omologul meu, președintele Autorității de Reglementare din Azerbaidjan, pentru prima dată la Washington anul trecut în octombrie, m-am întâlnit cu omologul meu, președintele reglementatorului din Statele Unite ale Americii. Sunt lucruri pe care eu consider că este firesc să le faci în calitate de conducător de autoritate națională. Una dintre cele mai importante autorități naționale din România, este păcat să nu ai interlocutori cei mai... să nu stai la masă practic cu președintele autorității din Germania, din Franța, din Italia și din Spania. Este inacceptabil pentru mine. Iar eu lucrul acesta îl fac.
Vorbeați mai devreme despre faptul că sunt foarte mulți angajați peste 300 și ceva de posturi. S-a tot discutat anterior venirii noastre la conducere despre așa zisele angajări pe pile posturi inutile. Ați făcut ceva curățenie în acest an? Ați găsit posturi inutile sau angajați pe pile? Acum, termenul de angajați pe pile e unul pe care eu nu aș vrea să-l comentez. Eu vreau să vă spun că de când am venit eu în autoritate, am încercat să completez echipa în locurile unde era nevoie și, repet, pe parte de relații internaționale, unde nu este niciun secret că mi s-a alăturat echipei doamna ambasador Tatiana Iosiperu, un om cu o carieră excepțională, ambasadorul României la Tokyo, lucrat în misiunea ambasadei României la Washington și la Tel Aviv, oameni cu o carieră profesională în spate ireproșabilă, care să poată să aducă autorității de reglementare și activității mele, de asemenea, un plus de valoare acolo unde era nevoie. Eu sunt mai degrabă interesat de cum voi putea să îmbunătățesc și mai mult valoarea echipei din autoritatea de reglementare și deja mă gândesc și pe partea de investigații că trebuie să întăresc echipa de acolo pe partea de control de asemenea, pe partea de tarife de asemenea. Bun, haideți să vă întreb altfel. Ați găsit oameni pe posturi fără să aibă competențele necesare? Sau... Nu, dacă nu aveau competențele necesare, nu puteau să obțină postul respectiv. Vreau să vă spun că ca în orice instituție și ca în orice societate în general, sunt oameni care au o disponibilitate la efort mare și sunt unii oameni care au o disponibilitate la efort mai puțin mare. Și ce ați făcut cu cei care aveau... Încerc să-i capacitez pe toți să dea cât mai mult pentru autoritate, așa cum este fire să facem cu toții. Bun, haideți să vorbim și despre legea Offshore Wind, un proiect, așa cum spuneam la începutul interviului, un proiect de suflet al noastră, l-ați început încă de pe vremea când erați secretar de stat, o realizare mare. Așa este. Este pentru prima dată când... Acum, nu vreau să înțeleagă telespectatorii noștri că mă laud prea mult cu lucrul acesta, fiind și inițiat de mine, dar realitatea este următoarea. Este prima dată după foarte mult timp când un domeniu de activitate al economiei românești, în speță, în partea asta de energie, se reglementează de la zero. Nu aveam nimica. Nu aveam nici măcar o procedură. Dacă cineva venea în 2021 și vroia să investească miliarde de euro în Marea Neagră să producă energie electrică, așa cum o pot face în Marea Nordului, în Oceanul Atlantic sau cum se întâmplă în țări precum Anglia și Spania și Scoția, nu puteau să o facă. Nu știau de unde trebuie să-și ia prima autorizație, cine le emite autorizație de construcție, ce permise, ce autorizări, de unde închiriază terenul, ce trebuie să facă, cui se adreseze, nu exista nimic. Și practic, din decembrie 2021, cu sprijinul Băncii Mondiale și cu sprijinul Guvernului American, am făcut un draft de lege cu fiecare procedură în parte, cu termene pentru fiecare instituție ce are de făcut, în așa fel încât să acoperim toate nevoile investitorilor. După ce am drăftuit această lege, am scris la ea, n-am crezut că o să dureze așa de mult, vă spun sincer. I-am spus ministrului la acea vreme, Virgil Popescu, el mi-a dat sarcina, m-am dus și am spus, zic, uite, avem o problemă, nu avem nimic pe partea asta. Vrei să te ocupi? E problema, tu ai ridicat-o, ocupă-te, fă-o. Mulțumesc frumos! Ne-am apucat de treabă, a trecut un an, nu terminam. Păi, ați intrat în panică. Ce faci, George? Mai durează? Eu am simțit în felul următor că trebuie să procedez. Am spus, când am ajuns secretar de stat la Ministerul Energiei, am zis că
trebuie să fie un lucru cu care să mă identific. Faptul că am ajuns secretar de stat la Ministerul Energiei nu e suficient. Faptul că lumea va spune, nu știu, domn ministru, domnule secretar de stat, 6 luni, 1 an de zile, cât o ține mandatul ăla, nu e suficient pentru mine. Eu trebuie să mă identific cu un proiect de avangură, un proiect măreț pentru zona din care vin, pentru Constanța este foarte important. Și atunci, de asta am ales acest proiect, a durat mult, într-adevăr, s-a votat de Parlament, a fost promulgat de președintele Iohannis, am primit felicitări de la partenerii strategici pentru forma în care a ieșit acest proiect. Sunt foarte bucuros că am reglementat de la zero, așteptăm Ministerul Energiei să termine delimitarea perimetrelor, Autoritatea de Reglementare are atribuții pe parte de licențiere și pe parte de autorizare a acestor investitori. Mai întâi trebuie să contracteze Ministerul Energiei un consultant pentru delimitarea perimetrelor, în așa fel încât să știe cel care vine să investească în ce zone poate să monteze aceste turbine eoliene offshore. Telespectatorii trebuie să știe că nu vor implica niciun fel de alte activități, adică nu se vor suprapune cu activitățile de transport maritim, cu activitățile turistice, cu activitățile de pescuit. Nu le vom vedea practic de la țărm aceste centrale eoliene care vor fi amplasate pe mare. Deci toate se vor face respectând toate prevederile de mediu și toate activitățile care se desfășoară economic în Marea Neagră. Ce înseamnă practic acest proiect? Înseamnă miliarde de euro care vor veni în zona aceasta, înseamnă un potențial pentru portul Constanța imens, pentru că toate operațiunile se vor desfășura din portul Constanța, vor avea nevoie de o grămadă de contribuții locale, oameni, echipamente, dotări, utilaje. Eu nu văd decât beneficii pentru lucrul acesta, pentru Constanța. Beneficii care, după ce vom termina, deci în lege avem trecut 3 gigawați. 3 gigawați înseamnă vreo 4,5 miliarde de euro investiții, ușor. Chiar mai mult, cred. După ce se construiesc aceste capacități și se investesc acești bani în Marea Neagră, noi am avut o ambiție, să fim prima țară de la țărmul Mării Negre care avem o astfel de industrie. Și suntem. Și suntem primi. Am fost înaintea bulgarilor, Ucraina nu se pune, că sunt în război. Dar celelalte țări vor dezvolta și ei, pentru că potențialul este același. Vântul bate în Marea Neagră și în dreptul Bulgariei. Ori companiile când vor veni și vor investi și în producerea de energie din Marea Neagră, din zona economică a Bulgariei, de unde credeți că vor opera acele turbine? Credeți că se vor reloca din portul Constanța, se vor duce la Varna? Nu. Vor rămâne în Constanța și vor deservi acele turbine din portul Constanța. S-au identificat zonele unde ar urma să fie construite? Nu, asta vă spuneam, că Ministerul Energiei trebuie să facă studiul acela cu privire la delimitarea perimetrelor pentru construirea proiectelor eoliene. Dar potențialul este imens. Știu că mai aveți un proiect de suflet, ca să zic așa, nu? Un parc fotovoltaic cu putere mai mare decât centrala de la... Acela este un proiect care e în curs de aprobare. Într-adevăr, au depus pentru autorizație de înființare acum ceva timp la Autoritatea de Reglementare un proiect fotovoltaic în județul Arad, un proiect care, într-adevăr, are capacitatea instalată de 1000 de megawați, raportându-ne la puterea instalată a unui reactor de la Cernavodă, care este de 700 de megawați, într-adevăr, este mai mare. Evident, cantitatea de energie produsă de reactorul de la Cernavodă este mult mai mare, pentru că factorul de capacitate este mai mare în ceea ce privește orele de funcționare la Cernavodă decât parcul fotovoltaic respectiv, dar vorbim și acolo de investiții de aproximativ 800, 1 miliard de euro. Adică vedem că piața energiei este pe un trend crescător. Lucrul ăsta ce ne arată?
ne arată că investitorii au încredere în politicile făcute de statul român și în reglementările făcute de autoritate, din moment ce astfel de investiții vin să se autorizeze la noi în țară. Când ar urma să fie gata? Nu am o dată pentru acest proiect, cel de la Arad. Vreau să vorbim puțin și despre schema de sprijin pentru consumatori. Vorbeam înainte de interviu că la anul nu urmează să se încheie. Va fi cumva un șoc pentru consumatori faptul că ajunge la final această schemă sau nu ar trebui să își facă griji din pricina prețurilor? Absolut nicio grijă din pricina prețurilor. Vreau să vă spun că am lucrat împreună cu Ministerul Energiei la o modificare a ordonanței 27, ordonanța cu plafonarea și cu compensarea prețurilor la energie electrică și la gaze naturale. S-a adoptat acum o lună o modificare și în urma acestor modificări, era trecut și în lege înainte, în ordonanța de urgență, practic populația nu are de ce să își facă niciun fel de grijă, pentru că ordonanța de urgență are un mecanism care prevede că dacă prețul la energie electrică sau la gaze naturale scade sub prețul plafonat, furnizorul este obligat prin lege să-i factureze clientului cel mai mic preț dintre prețul plafonat sau prețul de pe piață. Dacă prețul pe piață crește, prețul maxim facturat o să fie prețul plafonat, statul urmând să compenseze diferența. În momentul de față, suntem, ales la gaze naturale, unde avem prețul de 0,31, prețul plafonat, mie, astăzi, factura mi este emisă de către furnizor la 0,23 de lei, mult sub prețul plafonat. Asta mi-arată că ordonanța de urgență funcționează, mecanismul din ordonanța de urgență funcționează și cum funcționează pentru mine, funcționează pentru milioane de consumatori și asta înseamnă că guvernul României la momentul acela și-a luat un angajament corect față de cetățeni, față de industrie, pentru că trebuie să uităm că și operatorii economici au prețul plafonat, în așa fel încât să trecem împreună peste perioada aceea cu prețuri de neconceput pe care am trăit-o în iarna respectivă și mai mult decât atât, deși în multe cazuri s-a pus problema că vom rămâne fără gaze naturale și că va trebui să stingem lumina, să facem a fost o nebunie. Rații, să ne uităm, că ne întorceam pe vremea lui Ceaușescu, ne mai puneam o pătură pe noi, nu s-a întâmplat niciunul dintre acele scenarii apocaliptice. Am încheiat anul acesta sezonul rece cu mai multe gaze în depozitele naturale de înmagazinare ca niciodată. Cred că au fost peste 40% depozitele pline la sfârșitul iernii. O cantitate de gaze naturale care ne-a dat confortul că nu vom avea niciun fel de problemă în mijlocul iernii. Vreau să-mi spuneți ce proiect aveți pentru perioada următoare. Trebuie să ne uităm foarte atent pe perioada a cincea de reglementare la tarifele de distribuție și v-am făcut așa un mic preview în ceea ce înseamnă menținerea echilibrului între nevoia de investiții și suportabilitatea tarifului și până la 1 iulie trebuie să ieșim cu o metodologie pentru o nouă perioadă de reglementare de 5 ani de zile în ceea ce privește tarifele de distribuție la energie electrică în principal și după aceea și la gaze naturale. Este un lucru care este foarte tehnic, un lucru care nu este deloc așa, adică n-aș ști cum să-l marketez bine într-o emisiune în așa fel încât să sune interesant, să capteze atenția, însă este foarte important. De acest ciclu de reglementare ține practic viitorul investițiilor și de asemenea valoarea tarifului pe care urmează să-l plătim cu toții. Știu, mă pun singur presiune spunând lucrul acesta, dar într-adevăr este foarte important, dar ne uităm cu lupa, v-am spus, luăm fiecare lucru și îl analizăm cu toată seriozitatea. Aveți probleme care vă confruntați la ANRE? Că totul e așa împachetat frumos, dar întâmpinați și probleme? Vă dați seama acum că
Sunt situații în care unele lucruri se întâmplă mai repede, unele lucruri se întâmplă mai greu, trebuie să văd de ce se întâmplă mai greu, să corectez, să vedem de ce se întâmplă mai greu, să înțeleg de ce nu se pot întâmpla și acolo destul de repede. Evident că sancțiunile mari pe care autoritatea l-a aplicat în ultima vreme, iarăși, sunt un motiv de neplăcere pentru agenții economici sancționați, dar asta este treaba. Dar unde sunt cele mai mari probleme? Nu sunt probleme. Eu sunt, mă știți, de atâta timp, am trecut prin foarte multe provocări în activitatea asta profesională și în calitate de prefect și în calitate de secretar de stat. Tot timpul mesajul meu a fost unul pozitiv și optimist. Problemele le lăsăm pentru la birou și ține de noi să le depășim în așa fel încât consumatorii de energie să nu simtă absolut deloc niciun fel de probleme din partea autorității. Unde de reglementare. Unde v-a fost mai ușor, la prefectură, din poziția de secretar de stat sau la ANR? Peste tot a fost frumos, peste tot a fost o activitate foarte intensă, în adevăratul sens al cuvântului, pandemie la prefectură, criză energetică la minister, iau ce e mai frumos din fiecare dar bănuiesc că mai greu este la ANR. La ANR, într-adevăr, este una dintre cele mai importante autorități din România și, într-adevăr, activitatea este foarte, foarte complexă. Domnule Niculescu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și, da, aș fi vrut să vorbim puțin și despre politică, dar... Aveți o grămadă de invitații. Asta vreau să zic, dar dumneavoastră sunteți cu treaba dumneavoastră. Așa este. Ce să vă spun, urmează o perioadă dificilă și pentru colegii dumneavoastră. Și... Urmăresc și eu ce se întâmplă pe scena politică locală, pe scena politică națională. Eu nu mai am voie să fac politică de când am preluat această funcție, însă sunt convins că cetățenii vor vota, practic, cea mai bună variantă politică pe care o au pe masă. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere.